Da! Da, mă, bieta! Păi i-am zis să vină la popa aici, că eu-s bătrânul, cum mă duc eu acolo? E, normal! Păi o comentat și vrei, îți dai seama, dar i-am zis, hai mă, părinte, vină până în coacă, îți rezolv, îți dau și eu ceva, vedem, înțelegem. Știi când o auzit asta, o venit cu primul Mercedes care l-a întâlnit în parcare. Da, și ăla mai bun, ăla alb. E clas. Și? Să-i dau eu bani? Eee, stai tu, vieta liniștită, că mă înțeleg eu și că mă descurc eu. Păi să-i miei bătrân, am o pensie, cum să-i dau și lui? Las că am eu alt dicojocul lui. Hai mă, vieta, că uite că a venit părintele acum. Hai, te pun cu spovedanie, hai. Părinte, intră! Așa, mama, deci mă tare ai spus că vrei să te spovedești, da? Da, mă, părinte. Așa. De câte nu te-ai mai spovedit? Nu mai știu, că-s bătrână. Bine, atunci ce păcate ai făcut? Nu mai amintesc, că-s bătrână. Atunci hai că te întreb eu. Ia zi, post ai ținut? Am ținut post. Am ținut și un prost la casă, e adevărat, dar și post. Deci n-ai mâncat nimic de fruct? Nu, părinte, n-ai văzut și scumpii săsea în supermarket, cum și mai mănânci de fruct? Da, de băut bei ceva? Dacă ai acum ceva, părinte, să zic drept, ar merge ceva. Nu, întreb dacă matale mai bei din când în când. Nu, părinte, eu cât să știu că când beau, eu mai cânt. Eu nu beau de sânt, eu beau de cânt. Am înțeles, dar de vorbit urât ai vorbit vreodată? Ei, pe dracu, și mor eu dacă am vorbit vreodată de vreo ștoarfă de șea de vin la biserică și o ipocrit. Dar de bărfit? Ai bărfit vreodată? Niciodată, părinte. Păi eu nu bărfesc niciodată pe ștorfa aia de veta, că știi că aia bărfește. Am auzit eu odată cum vorbe de aurică. Stai, mamaie, păi matale ce faci acum? Și fac. Păi matale bărfești? Nu, părinte, eu doar te informez. Eu sunt un fel de serei, adică serviciu românesc intern. Da, mamaie, eu înțeleg, dar nu-i bine să bărfești așa. Părinte, uite, dacă mi-ești păcatul ăsta, eu zic și-o zis veta de tine. Pat, așa facem, dar mai încolo. Să ne întoarcem la ale noastre. Zic, îți scriu. Dar și fata aia lui Lenuța a venit odată în biserică, a fost scurtă. I se vedea tot de noroșirea în momentul în care făcea mătăni. Toate păcatele i s-au văzut și erau multe. O, asta da informații. Părinte, da, acum că ți-am dat informația, vreau și eu să devin angajatul săptămânii mari. Ca să îmi dai un salariu, să meargă pensia, merge vechimea și zici. Da, mama, e angajata săptămânii mari. Bine, dar alte păcate mai ai, nu știu, de pomană ai dat? A, dar chiar că de pomană am dat, părinte, că am dat niște mâncare la lui Căpăcil din deal, o lăsat mâncarea aia și o strigat de pomană. Fix de pomană a fost. Bine, mama, păi atunci dacă nu mai ai alte păcate, eu zic să încheiem aici, nu? Da, părinte, eu știu că sunt o persoană cinstită, nu mai am. Bine, mama, atunci dai și mă tale ceva pentru biserică dacă tot m-am deplasat? Și? Na, știi, mă tale. Și să știu, părinte. Mama, ceva să ungă mecanismul de iertare mai ușor. Vaselină? Nu, mama, e un ban, că altfel ești iertată. Păi eu dacă îți dau ții bani sunt iertată, dacă nu îți dau bani nu sunt iertată, sau cum vine treaba asta? Ba da, mamaie, ba da, dar altfel pun o vorbă bună dacă dai și un ban. Păi de și părinte, doamne, nu-ți discurc cu banii și are nevoie neapărat de pensia mea, care e așa mic. Nu-i pentru el, e mai mult pentru biserică. Adică pentru tine. Și una și alta. Deci ai puțin. Spovedania asta nu are loc în biserică. Corect, corect. Unde are loc? La mine acasă. Deci, practic, eu ți-am închiriat ții casa Domnului. Așa că tu trebuie să-mi dai tu mii bani de chirii pentru această spovedanie. Eu trebuie să-ți dau ții bani pentru serviciul de spovedanie, 50 de lei serviciul de spovedanie, eu iau foarte puțin chiria pe oră. 1 milion. Deci, accept și card. Ai POS? Am pui care puiuiesc. Sau dacă nu, te rogi ca să vină o minune să mărească și mie pensia, să am data viitoare cu și să te plătesc. Spor la rugăciuni.